Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu localitățile aparținătoare, au intrat de seara trecută în carantină pentru 2 săptămâni. Astfel, restaurantele, magazinele, sălile de jocuri au fost închise la ora 20. Program non-stop având doar farmaciile și stațiile PECO. Municipiul Drobeta-Turnu Severin intră în carantină. Astfel, grădinițele și școlile vor trece în mediul online, pe când restaurantele, balurile, cafenelele și sălile de fitness vor fi închise. Pe toată durata carantinei este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare sau băuturilor alcoolice și non-alcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor în interior sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem take-away, la pachet sau catering. Este interzisă desfășurarea evenimentelor publice. După orele 20, doar farmaciile și stațiile PECO vor funcționa. După câte se observă, restaurantele sunt deja goale, nu mai există niciun client. Patronii restaurantelor din municipiu afirmă faptul că le va fi din ce în ce mai greu în această perioadă. Singura soluție de a nu-și închide definitiv afacerile fiind livrările la domiciliu. Ne afectează foarte mult. Vă dați seama că și noi avem acasă copii. Avem datorii de plătit, foarte, foarte, foarte mult ne afectează. Chiar nu ne permitem să... Dar nu avem ce să facem, trebuie să ne obișnuim cu toate. Sperăm să fie cât mai puțin și să ieșim cât mai repede din toată criza asta. Se vor face livrări la domiciliu? Da, asta este că se mai face livrări la domiciliu. După cum se observă, noi am închis deja, acum mai stăm până la ora 10 când avem livrare. Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop. De asemenea, s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. Totodată, este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto, bilete jucate în sistem automatizat și loz.